Bun găsit tuturor și bine ați venit la o nouă lecție de biologie. Numele meu este Andreea Diniță și sunt profesor de biologie la Liceul Teoretic Duiliu Zanfirescu din Odobești. Astăzi am pregătit o lecție care are în prim plan ecosistemul numit pădurea. Așa că să trecem la treabă. Această lecție de obicei o predau la clasa a 5-a, însă de data aceasta am hotărât să o fac un pic mai complexă pentru ca toți cei care urmăresc, în special elevii de clasa a 5-a, să poată înțelege mai bine și să pătrundă în misterele acestui tip de ecosistem. Din câte știm, pădurea este un ecosistem natural, iar după tipul de copaci putem deosebi păduri de foioase și de conifere. Despre ele o să vorbim astăzi, așadar să începem cu pădurea de foioase. Aceasta se întinde în zone cu înălțimi cuprinse între 600 și 1300 de metri și ca exemple putem să dăm pădurea de stejar sau pădurea de fag. Observați că pădurea are mai multe etaje. De obicei, când discutăm despre ecosisteme, ne referim la biotop și la biocenoză. Din câte știți deja, biotopul reprezintă componenta fără viață a unui ecosistem, iar componenta cu viață este biocenoza. Așadar, biotopul pădurilor de foioase cuprinde soluri brune și brun-roșcate de pădure, temperatura medie este cam de 10 grade Celsius, iar lumina ajunge până la suprafața solului de obicei. Ce putem să spunem despre biocenoză? Ei bine, o să încep cu pădurea de stejar și aici predomină evident ca și specie stejarul, dar găsim și specie în amestec, cum ar fi cerul, gorunul, în imagine avem cer, gorun, ulm, tei, dar și frasin. Ca arbuști putem întâlni măceșul, păducelul și chiar socul. Plantele erbacee întâlnite în pădurea de stejar sunt rodul pământului sau ghioceii. Și mai avem aici brândușe, toporași. De obicei, în aceste tipuri de păduri, pentru că coronamentul este relativ rar și este străbătut de multă lumină, da? Stratul arbustiv și erbaceu este destul de bine dezvoltat. La categoria animale, ce animale trăiesc în aceste păduri? În principiu, în toate pădurile, copacii au un rol vital în ecosistemul unei păduri. Fiecare strat al pădurii reprezintă practic lăcașul pentru un număr uriaș de specii de animale. În general, speciile trăiesc în câte un strat al pădurii. Putem întâlni viermi, păianjeni, da, arachnidele, melci, insecte și cu siguranță le-ați întâlnit atunci când ați vizitat o pădure. Animalele vertebrate întâlnite în pădurea de stejar pot fi proasca brună, brotăcel, salamandră, șopârlă, șarpe, de ce nu, dar și păsări, da? Pentru că spuneam că în general speciile trăiesc în câte un strat al pădurilor, o excepție totuși o constituie păsările, deoarece fiecare dintre straturile pădurii le oferă hrană din abundență și multe locuri pentru a-și construi cuiburile. Și ca exemple putem să dăm ciocănitoarea, guguștiucul, cucul, pupăza, cele pe care le-am prezentat în imagine. Evident, exemplele pe care eu le dau în această prezentare sunt doar câteva dintre speciile pe care le întâlnim într-o pădure. E posibil ca voi să mergeți în pădure și să întâlniți mult mai mult de atât, da? Eu nu am timp să dau toate exemplele din pădure, de aceea am ales doar câteva cele care sunt reprezentative. Ei, iată ne ajungi și la mamifere. Da? Cum vedem în imagine, putem întâlni lupul, vulpea, căprioara, ariciul și veverița. Am un filmuleț foarte interesant cu veverița pe care o să vi-l prezint la final. Ei bine, iată ne ajungi la pădurea de fag și o să prezint pe scurt pădurea de fag, în care întâlnim evident fagul, dar și alți arbori în amestec, cum ar fi mesteacăn, cum ar fi paltin, carpen,
ulmul și am trecut acum la plantele erbacee. Putem întâlni în pădurea de fag ferinci, licheni, dar și mușchi. Cu siguranță ați întâlnit în pădurile acestea care se întâlnesc undeva în zonele mai reci, în regiunile mai reci ale zonelor temperate. Cu siguranță ați văzut și mușchi și licheni. Animalele nevertebrate întâlnite sunt insectele, iar ca animale vertebrate, ciocănitoarea pe care am văzut-o, gaița, cucurezul, cerbul, ursul brun, jderul, da, râsul, avem mistrețul și pisica sălbatică. Pădurea de conifere. Mergem mai departe la următoarea pădure pe care o prezentăm astăzi. Aceasta se întâlnește la înălțimi cuprinse între 1200 și 1800 de metri. Este o pădure veșnic verde. Știm foarte bine că pădurile de conifere tot timpul le vedem verzi și știm pentru că acest lucru se întâmplă datorită substanțelor secretate de acești copaci. Biotopul pădurii de conifere este reprezentat de soluri brune, temperatura este cuprinsă între 3-5 grade Celsius și lumina este foarte slabă. În ceea ce privește biocenoza, evident că pădurea de conifere are predominanță, spunem, o anumită specie de conifere, cum e în cazul de față molitul, da? Și putem avea pădure de molit, păduri de brad, dar pot fi și în amestec, de ce nu? Ca și arbuști, putem întâlni aici afin, merișor, zmeur, coacăs de munte, de exemplu. Niște fructe foarte delicioase și sănătoase. Plantele erbacee prezente, reprezentate sunt ciuperci, mușchi, licheni, ferici, da? Așa cum am văzut și la pădurea de fag. Animalele nevertebrate, evident, aici întâlnim de asemenea insecte și am prezentat așa o imagine frumoasă cu o viespe. Animale vertebrate, putem întâlni șopârla de munte, năpârca, dar și păsările caracteristice acestor păduri, care sunt forfecuța, ceea ce care se găsește în prima imagine, ciocănitoarea, mierla, cea din a doua imagine, acvila de munte sau chiar cocoșul de munte. Da? Aici este mierla, acvila de munte și cocoșul de munte, specifice acestor păduri de conifere. Sunt doar câteva exemple, evident, sunt mult mai mult de atât, mult mai multe specii. Animalele vertebrate caracteristice, am ales să vă prezint din nou veverița și, de ce nu, jderul. Și acum o provocare pentru voi, dar înainte de această provocare, aș vrea să fim foarte atenți la ceea ce o să vă arăt imediat. Mergem către o aplicație care mie îmi place foarte mult, se numește Mozaic 3D. Și aici o să vă prezint pădurea de stejar mai întâi. După cum puteți observa în imagine, aceasta este o pădure de stejar. În zonele temperate, unde cantitatea anuală de precipitații atinge 500 de milimetri, cresc păduri temperate de foioase. Da? Unul din tipurile acestea de păduri este pădurea de stejar, cea pe care o putem întâlni în imagine. Unele tipuri de păduri de stejar au un singur strat de coronament. Dar dacă în afara acestora mai cresc și alte specii de copaci, aceștia pot forma un strat inferior, da, de coronament. Coronamentul pădurilor de stejar este relativ rar și este străbătut de multă lumină, de aceea stratul arbustiv și erbaceu sunt bine dezvoltate, așa cum ați putut observa și în prezentarea pe care am făcut-o mai devreme. Haideți să vedem acum pădurea de fag. Pădurile de fag sunt caracteristice regiunilor mai reci ale zonelor temperate, precum cele montane cu înălțimea de 600-800 de metri. Coronamentul
dens a acestor păduri, aflat la înălțimea de aproximativ 30 de metri, este străbătut de puțină lumină, da? După cum puteți observa în imagine. Iar din cauza competiției pentru lumină, copacii sunt înalți și drepți. Straturile arbustiv și erbaceu au vegetație rară, formată în principal din plante tolerante la umbră, plante de primăvară cu bulbi care înfloresc înainte de înfrunzirea copacilor. Și acum, pădurea de conifere este o pădure veșnic verde, caracteristică zonei temperate regi. Înălțimea copacilor este cuprinsă între 30 și 40 de metri. Coronamentul este compact, străbătut de lumină puțină. Solul este sărac în substanțe nutritive, deoarece temperatura rece și conținutul mare de ceară și de rășină al frunzelor de conifere încetinește descompunerea generată de activitatea bacteriilor și ciupercilor și, evident, formarea humusului. Din cauza umbrei și a solului sărac în substanțe nutritive, straturile arbustiv și erbaceu au vegetație rară. Așa cum am putut observa și în prezentarea pe care am făcut-o mai devreme, ați văzut cum plantele erbacee sunt din ce, da, bineînțeles și arbuștii, din ce în ce mai puțin. Așadar, trecem de la această prezentare la prezentarea noastră PowerPoint. Și acum am o provocare pentru voi. Cât de înalt și ce vârstă are un copac? Voi cunoașteți răspunsul la această întrebare? Nu este o întrebare simplă, da? Dar pentru a vă ajuta, am hotărât să vă dau niște idei ca să aflați răspunsul la această întrebare. Nu trebuie să faceți decât să vă duceți într-o pădure, din apropiere sau într-un parc și să efectuați niște măsurători. Practic, aceasta este ca o provocare, nu știu neapărat dacă este o temă, dar este o provocare pe care o lansez cu elevilor mei. Și ce au de făcut? Le dau și ideile. Cum să determin înălțimea unui copac? N-am să citesc chiar tot, cu siguranță aveți în imagine și cine este interesat, cu siguranță va lua aceste detalii și le va aplica. Și aici avem instrucțiuni pentru determinarea vârstei unui copac. Și de obicei elevii răspund foarte cu mult entuziasm la aceste provocări. Dincolo de aceste provocări, mergem mai departe și vă prezintă o rețea trofică dintr-o pădure. Observați că această rețea trofică este destul de complicată, pentru că vorbim totuși de un ecosistem cu destul de multe specii, atât plante cât și animale. Și vă lansez o nouă provocare. Provocarea următoare este pentru că aveți la îndemână foarte multe specii pe care vi le-am dat, trebuie să alcătuiți un lanț trofic dintr-o pădure. Da? Și cu siguranță veți găsi foarte multe exemple de lanțuri trofice. O altă provocare, de fapt mai mult decât provocare, este o întrebare. Se schimbă pădurile pe parcursul acelor 4 anotimpuri? Ați observat că pădurile de obicei își schimbă înfățișarea. Nu sunt tot timpul la fel. Aș vrea să discutați, de obicei îi pun pe elevi să discute care este anotimpul lor preferat și de ce, care sunt schimbările pe care le suferă pădurile pe parcursul acelor 4 anotimpuri și care sunt factorii de mediu care determină practic aceste schimbări. Și normal că discuțiile devin din ce în ce mai captivante și ideile se adună, iar ei reușesc să găsească foarte multe răspunsuri la multe dintre întrebările pe care eu le lansez. Și ca de final, o să vă prezint câteva noțiuni pe care le-am găsit referitor la cât de importantă este pădurea pentru noi. Cât de important este să menținem integritatea acestor păduri și de ce nu ar trebui să tăiem copaci, pentru că știți că este un subiect de actualitate. Da, pentru că pădurea este cea care ne dă oxigen, fără de care noi nu am putea trăi. Da, pentru că reduc zgomotul și temperaturile extreme.
pentru că ne relaxează, pentru că sunt un mediu de viață pentru multe viețuitoare, pentru că unele plante sunt comestibile, de ce nu? Și ca la final am pus doar faptul că lemnul este folosit în construcție, în industria mobilei și fabricarea hârtiei. Dar ce este important pentru noi sunt primele puncte, primele 5 puncte care sunt esențiale și vitale, având în vedere că tăierea pădurilor este o problemă nu doar națională, dar legislația la noi nu este foarte bine pusă la punct și de aceea este foarte important să ne protejăm pădurile, pentru că protejându-le pe ele, practic ne protejăm și pe noi. În încheierea acestui material, am ales să vă prezint un filmuleț de relaxare cu o veveriță dintr-o pădure. Cu o minune de veveriță care cu siguranță să vă încânte. Și vă las să vă delectați cu acest filmuleț. Vizionare plăcută! Ei bine, dacă nici acest filmuleț nu v-a convins să iubiți pădurile, vă invit din tot sufletul să faceți o vizită la cea mai apropiată pădure și să încercați să vă relaxați, iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare la o nouă lecție de biologie.